Iulișor, Iuliana nu, în jur că are 7 ani de acasă. Iuliana. Ce p***a, mă? Așa, calilor, ce faceți? Am pus storia asta pe Instagram și v-am întrebat de nume de TikToker pentru că am zis hai să dăm un ochi pe TikTok România, că n-am mai dat de mult. Hai să văd ce nume mi-a scris pe Instagram, dacă mai urmări. Uite, ți-aș răspunde și pe clip, deci dă un follow pe Instagram la Sniculeț. Nu se loga pe TikTok, eu am dat blog la toată România și n-am putea să reacționăm, așa că m-am delogat ca să-mi apară oameni la care să mă uitați. Cele mai menționate sunt Andreea Bostănica și Iuliana Beregoi. Așa că hai să alegem una dintre ele să ne uităm. Oare ce mai face lumea pe TikTok? Sunt fan TikTok, nu-mi place TikTok-ul. Andreea Bostănică, frumos, dăm aici. Mamă, trească familia, 5 milioane de urmăritori. 5 milioane. 5 milioane nu cred că fac într-o viață, legit. Eu 5 milioane de urmăritori nu o să am adunat, cred că nici în 10 ani. 5 milioane de urmăritori la 18 ani? Ma, unde am greșit? Îmi zic eu unde ai greșit, Niculeț, aici! Cheschel bot, ești urât, ești prost, de aia am greșit. Să curgi și bali din gură când vorbesc. Ia primul TikTok. Mamă, trească familia mea, dar unde e aici? În rai. Direcția rai, lângă camera Sfântul Petru. Aș vrea și eu pe aici, dar... Hai că e o money nou. Vedeți aici frumos, când nu mai suport și când mi se taie și numai așa, hop, m-am dus. Plec, nu mai fac videoclipuri, mă las, asta e. Am aici, asta o țin așa aici în caz de... Bine, sper să nu deranjezi vizual. Hop, mi-a tras un pic gât. Următorul TikTok. Încă o dată mai spui că tu ești șeful meu, eu n-am avut șef în viața mea, eu n-am suportat să mă comande nimeni. Bă, dar nici măcar nu-i lip sync. Spui că tu ești șeful meu, eu n-am avut șef în viața mea, eu n-am suportat să mă comande. 78.000 de like-uri. Următoarea. Bă, bă, dar eu nu pot, gen, legit, nu pot, nu-mi place, bă, deci eu când reacționez la chestii vorbesc eu, dar nu pot, n-am ce să, gen, efectiv îmi dau așa o stare, măcar că reacționez la seriale de la cringe, îmi dau așa, ce știu, o stare bună, dar cum, gen, ce să zic? Trăiască familia mea, ce aici, bă, aș vrea și eu să fiu fată, bine, n-aș vrea să fiu fată, n-aș vrea să fiu fată, dar zic aș vrea pentru chestia asta, că, na, gen, nu pot să văd nimic aici, m-aș dezbrăca și eu, dacă mă dezbrac, îmi zic doi băieți, mamă, frate, ce brațe ai, atât! Atât! Ia să vedem aici. Că mă simt foarte flatată. Ce not te-o luat, Andreea? Mă simt foarte importantă și n-am de ce să mint. E foarte plăcut. Ai mei, frate, chiar dacă nu dădeam bacul, chiar dacă, nu știu, dacă dădeam pe 10 sau pe 9. Nu știu dacă interesează pe cineva, dar am luat și eu bacul. Chiar dacă dădeam pe 10 și pe 9, voi credeți că mi-a schimbat mie viața? Bine, dar la mine n-a. Nu, pentru mine nu contează notele astea. N-am făcut nici lecții adăugătoare cu profesor, n-am făcut absolut nimic. Pentru că eu știu ceea ce îmi place mie să fac, să cânt, să fac vlogging. Să lansez piese, pe mine chiar face vlogging? Că am luat eu 7 la română, gândindu-mă că dacă nu l-aș fi dat. Am luat notă mai mare decât Andreea Bostănică? Absolut deloc, pe mine... Și este posibil așa ceva? Continuăm. Că eu nu aș fi dat bacul, nu m-am încurcat pe mine să fiu la fel de fericită, să-mi permit orice vacanță, să-mi permit orice haine, să-mi permit să-mi cumpăr pantofii pe care îi vreau, mașina visurilor mele, brățări, rich. Efectiv, nu mă încurca deloc. Dacă tot o dăm înspre asta, vă spun cu mâna pe inimă, pe mine, faptul că n-am luat 10 și 9 la BAC, nu m-a încurcat absolut deloc să-mi procur recent 3 apartamente în Chișinău, un penthouse pe lângă acele apartamente. Am mutat în București și la fel zilele astea îndeplinesc actele pentru am cumpărat primul meu apartament dintr-o zonă, să zicem, bine, hai să fiu sinceră, din cea mai bună zonă din București. Chiar nu mă încurcă faptul că n-am luat 10 și 9 la BAC să îmi cumpăr toate astea. Nu mai vorbesc de mașina pe care mi-am luat-o, de tot ce mi-am luat. Ce mașină? Și eu când mi-am luat mașina aia, nici măcar nu terminasem în clasa 12, ca să înțelegeți. Asta așa, ca idee, știi? Cum ar fi ca, știi? Zic ca idee, nu. Bă, mi se pare ăla. Dă-o, frate, gen, bă, asumă-ți, frate, dar nu răspundi la hateri cu orgoliu, cu ego de ăsta, frate. Că e aiurea să-i zici la un om care te urmărește. Dar și ce, bă, eu mi-am luat 3 apartamente. Frate, mi-am luat mașina visurilor mele, mi-am luat casă. Mi-am mai luat un apartament. Îi urât să-i zici la un care te urmărește asta. Bă, flexul ăsta eu nu l-am înțeles niciodată. N-am putut niciodată să mă flexez. Nu știu, mi se pare aiurea să mă... Datul ăsta mare. Puteți să răspundă frumos, nu 7 minute.
în 7 minute câte case s-o luat. Bravo, gen, dar nu e ok, nu știu, nu, nu m-aș băga în subiect ăsta. Nu-mi plac oamenii, frate, bine, legit, nu-mi plac. Mai văd la evenimente, ignor. Nu mi se pare ok mie. Cred că a venit timpul să mă plec. Mă duc, băieți, că nu. Dar nu că a fost cringe, pentru că mă simt așa, prea sărac pentru lumea asta. Ne auzim. Poftă bună, care mai mâncați? Eu am plecat. Valeriu Coada. Valeriu Coada. Cine este acest Valeriu, fraților? Bă, dar mă trec astea peste mine. Eu nu mai sunt cu trendurile astea. Eu am îmbătrânit. Ia uite, 825.000. Bă, dar de unde apar, bă, oamenii ăștia? Ia. Ci, dar de ce nu merge să văd? Ia. Valeriu Coada o iubește în secret pe Ileana Beregoi. Tot ce este spus în acel videoclip este fals. Sunt doar minciuni îngogonate și eu am explicat tot adevărul în noul videoclip de pe canalul meu de YouTube, care se numește Andreea Bustin. Nu pot. Tu ai 8 mere și mănânci 3. Câte mere ți-au rămas? 7, mama, ăsta e răspunsul corect. Ce mai trebuie ultima dată? Bă, dar asta am făcut și eu, băi. Mănânci 3, câte meriți rămâi? Bă, ce asta am făcut și eu? Bine, și-au luat ideea din afară, dar măcar am fost... Ia, ce? Ia, ăsta. 4 mere și eu îi dau încă 4. Câte mere are? Bă, tot cu mere! Ce? De ce oamenii numesc apa apă? Adică, poate eu vreau să o numesc brr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 
niște brr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 
ce se întâmplă? La ce mă uit? Pe cuvântul meu, copia la care reacționez, bă, sunt gen infinit pisti. Sunt infinit și pistimiri, nu ca și cum am ceva eu cu oamenii ăștia, dar bă, bă, și eu sunt crin. Ok, și eu sunt crin. Să trecem mai departe. Nu cred că Vulpița chiar face TikTok. Nu cred că, nu cred că are jumătate de milion de urmăritori. Nu se poate. Continuăm cu TikTok România. Să facem bulbuci. Am tras că fama zice că pune maioneză, vede. Măcar unii oameni fericiți așa, bă. Vedeți, bă, bă, vezi o leacă din railon într-o curtizim. Vezi, se poate și așa fericirea, bă. Bravo, bravo, se poate, bă. Următoarea aventură, Mara Ognean. Ba, acum tatăl meu e DJ. Mamă, i-a făcut scenă. Și mixaia. Bă, ești prost la cap. Uite, bă, bă, eu cred că greșesc cu ceva. Bună ziua, 2 de electric castle. Astăzi mixez. Deci, I'm super excited. O să-mi iau acești sutii cu acești pantaloni pe mine. Așa arată și o să-mi bucure. Ce mixez? Cu mixerul, poate? Și-mi plac comentariile. Bă, trăiască familia mea, ce simplu să fii fată, vreau și eu bă așa ceva, ești prost? Bă, eu nu știu cum se reacționează la chestia, dar gen nu știu, nu pot să râd. O zi în schiatos, mergem pe plajă, mult mai târziu decât o nimic n-am înțeles. Wow, trăiască familia, nu pot. Nu știu ce să mai zic, ești prost? Te trecem la următorul. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Andra Ogan, ne-am uitat în clipul ăla special pentru Andra Ogan. Bă, lui Andra Ogan măcar am făcut clip special, da? Ca idei. Trăiască familia mea. Se merge la hotpot în familie.
Eu și Mara chiar suntem fani mâncare asiatică, Lorena mai puțin. Haideți să vedem dacă reușim să o convingem să mănânce toate chestiile pe care le mâncăm și noi. Mai ales Mara, Mara mănâncă cele mai ciudate chestii. Vă las două secunde de când mânca ghiare de pui murate. Mai eu, pantaloni. Mă vede la mai eu. Adidas Formal Black. Accesorii. What the... Am fost invitat la eveniment la Sephora, haideți cu mine. Evenimentul este unul Pride, așa că... O să dau mai departe. Stop! I'm a man of God! Ia, yeah, de pe For You. Iulișor, Iuliana nu, în jur că are 7 ani de acasă. Iuliana. Ce p***a, mă? Ce? Da, ce direct? Ce p***a, mă? Mamă, băi, toată lumea mai zice un cuvântul urât, adevărat. Dar ce-mi place TikTok, 3 milioane, băi, băiatule, bă, trească familia mea, dacă nu, bă, ești prost la cap, tare. Tare rău de tot, super tare. Ia, de curiozitate. Mamă, trească familia, așa stai tot la fel, nu? Super tare. Bun, acum hai să punem, da, sunt eu acum, da? Dacă fac eu asta, de ce nu este sexy? De ce nu este amuzant? De ce nu-mi donează lumea trandafiraj pe live sau rachete sau ce se mai donează? De ce? De ce dacă o fac eu sunt... un ciudat. De ce sunt un pervers? De ce? Dar cum faci asta un milion? Gen, nu înțeleg cum fac clipurile astea gen un milion de vizualizări. Eu asta nu înțeleg. Trească familia mea dacă nu. Hai că și eu încerc și acum. Trească familia mea dacă nu. Puneți asta. Să fac și eu nu, că trebuie. Ia uite. Așa, hop, așa. 3, 2, 1 și... Vă rog frumos, nu-mi dați bloc. Vă rog, nu-mi dați bloc. Vă rog, nu mă bateți când mă vedeți pe stradă. Vă rog. Ultimul clip și închid, gata, plec. Că caserița de la supermarket tocmai încerca să pună un blestem pe mine sau să-mi fac o vrajă. Să vedeți ce mi s-a întâmplat. Am fost la supermarket, ajung la casă, dau să plătesc. Și după ce scot telefonul și plătesc, face caserița. Haha, ți-am furat banii. Ma, nu se poate. Poftim? Inacceptabil. Energia din jurul meu s-a schimbat și că simțeam că eu acum sunt atacat energetic. Uite așa o secundă și facea glumesc. Scuze-mă. Maybe chiar glumea. Cum adică să-mi spui, haha, ți-am furat banii? Nu se poate. Pe care l-am făcut, cum am ieșit din magazine? Teta este întreruperea de energie și am început efectiv să fac așa. Nu se poate! Casă, până când la un moment dat m-am oprit. Fucking amazing, da, bă. Vedeți, bă, cum se atacă oamenii în ziua de azi? Eu am zis, bă, de acu doare, am zis că nu mai, noi ne plângem în continuu. Nu mai poți să faci o glumă. Bă, orice glumă ai face, ori ești sexist, ori ești feminist, ori ești contra femei, ori ești nebun, ori ești psihopat, ori... Bă, nu mai poți să faci o glumă. Dacă ați reușit să rezistați până aceasta, este rău de tot. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Până la urmă, comentez și eu de alții, dar cred că în final sunt și eu la fel. Că până la urmă, și eu sunt cringe. Ăs, chiar boss, comentez, stau pe un scaun răpciugos, rupt în spate, mi-e rupt ăsta, îmi pun să-mi nu se vadă, sunt la fel. Din nou, vă mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem, poate încerc și eu mai des, trebuie să revin și eu la rutina asta cu episoadele, cu să postez ca lumea. Să vă fie de bine sau poftă bună în continuare celor care mâncați și ca de fiecare dată, ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!